Așa și surori în Hristos. Am terminat anul acesta, anul sfânt extraordinar al milostivirii divine. Și începem și anul comemorativ al Sfântului Ladislau, care este ocrotitorul țării Ardealului pentru romano-catolici. Și vedeți, cu această ocazie, am învățat în anul milostivirii că trebuie să practicăm faptele trupești și sufletești ale milostivirii, pentru că marea poruncă unică a dragostei către Dumnezeu poate fi dovedită numai prin practicarea dragostei frățești, pentru că Iisus, Cel întrupat, ne-a învățat că ceea ce facem unuia dintre cei mai mici, mie mi-ați făcut-o. Deci, dragostea noastră către semenii noștri este adevărul a dragostei către Dumnezeu. Iar acum, când sosește Crăciunul, pruncul Mântuitor sosește ca un copil nevinovat care își întinde brațele ca și după 33 de ani va întinde pe cruce pentru a îmbrățișa toată omenirea, să ne dea mântuirea și să ne conducă în cer cu învierea sa a treia zi după moarte. În acest sens, doresc, urez tuturora, sărbători fericite, pline de haruri ale Crăciunului și totodată an nou binecuvântat de pruncul nostru Iisus Mântuitor. Lăudați să fie Iisus și Maria!